de vreme și noi am plecat să facem ecografie la 17 săptămâni, cred eu. O să vedem ce spune domnul doctor și poate că astăzi vom afla și dacă este o fetiță sau un băiețel. Rămâneți aproape că vă spun și vouă. Ce aveți acasă? Un băiat și o fată. Deci aveți și nu mai contează foarte mult. Nu. Puteți să vedeți ce este? Așa, avem o primă... Băiat, nu? Da. Oricum eu fetiță vreau. Atunci ce ne mai bat în cap? Aici ar fi zona sexului și dacă era băiat era așa un pupuț. Da. Dar așa arată mai mult, așa e ceva plat aici. Da. Nu-i nimic a ieșit în afară. Aia ne duce mai mult. Bunoiala de fetiță. Am început să simt din prima zi de Crăciun mișcările. Să zicem, mă rog, încolo că pe spre acum aveți vreo 3 luni jumate, să zice că la, ar fi până la 4 luni, da? Uneori se simte și mai repede, depinde. Așa mai ciudăței, că încă nu sunt formați. Adică mai mult structura osoasă decât mușchi sau ceva. Da. Și atunci arată așa mai ca extraterestri. Thank you.
Da. Da, și toate bune, da. Da. Ce greutate au copiile noștri? 3650 și 3750. Grăsăm. Nu, și dumneata ești femeie țapănă. Bine, doamne, pare să fie totul ok. Corespunde bebe la măsurător cu cât trebuie să fie, da? Da, da, da. Da, da, da. Dar se ține de cordon acolo sau? Nu. Am văzut eu ceva. Își ține acolo toate, așa. Da. Picioruțele, mânuțele, așa, într-o poziție. Ghem. Ghem. Cum are și el loc. Când stau așa și eu ghem, atunci simt. Da. Cum se mișcă, nu are loc, da. Cred că. E, are loc, are. Are. Suficient. Bine.